Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. Astăzi v-am pregătit un material special de la Centrul de Servicii Sociale Sfânta Maria și de la Centrul de Primire în Regim de Urgență Cireșari 2, ambele din sectorul 5 al capitalei, acolo unde a fost prezentă Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Doamna ministru a fost însoțită de Bogdan Paraschiv, subsecretar de stat în cadrul aceluiași minister și reprezentant al Partidei Romilor Pro Europa. Vedem în minutele următoare cum organizația de Tinereta Partidei Romilor a adus bucurie pe chipul beneficiarilor. Conferința de reorganizare și informare a Consiliului Consultativ al Agenției Naționale pentru Romi a avut loc la Sinaia după o perioadă îndelungată de amânări. Prioritare pe agenda discuțiilor au fost înființarea unui muzeu dedicat culturii și istoriei rome, dar și mult așteptatul Teatru Rom. Detalii în materialul de astăzi. Recensământul populației și locuințelor se află pe ultima sută de metri. Cătălin Manea, deputatul minorității rome, și Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, vin în platoul emisiunii noastre pentru a dezbate cu privire la miza acestui recensământ. Cei doi invitați au un mesaj extrem de important pentru etnicii romi. Mesajul campaniei naționale Declară-ți etnia, asumă-ți identitatea, demarat de către Partida Romilor Pro Europa, a ajuns în numeroase comunități de romi din țară. Liderii romi sunt foarte implicați în aceste acțiuni de informare și conștientizare. În materialul nostru informativ, vedeți cum se prezintă fiecare județ. Din Viața Romilor începe în câteva clipe. Rămâneți alături de noi! Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, solicită premierului Nicolae Ciucă înființarea unui minister care să se ocupe de îmbunătățirea situației romilor din România și integrarea acestora. Solicitarea reprezentantului romilor vine după ce guvernul României nu a bugetat noua strategie de integrare a romilor. Agenția Națională pentru Romi, instituție din subordinea guvernului, nu are putere de implementare a strategiei, deoarece este doar o instituție cu caracter consultativ în ceea ce privește politicile pentru romi. Integrarea romilor din România reprezintă o problemă foarte serioasă pe care guvernele din ultimii 32 de ani au tratat-o doar cu vorbe goale. Noua strategie de incluziune a romilor este, la fel ca și celelalte strategii elaborate până acum, o enumerare de vorbe pompoase prin care se fac multe promisiuni minorității rome, dar care nu sunt bugetate. Prin urmare, având experiența neplăcută a strategiilor anterioare, în care foștii premieri nu au alocat bani pentru integrarea romilor, se pare că și actualul executiv tratează incluziunea romilor tot cu vorbe goale. Prin urmare, solicit premierului Nicolae Ciucă înființarea de urgență a unui minister care să se ocupe concret de îmbunătățirea situației romilor din România sau transformarea Agenției Naționale pentru Romi într-o instituție cu puteri executive pe partea de implementare a strategiei de îmbunătățire a situației romilor, a declarat Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa. Nicolae Păun consideră că maghiarii, spre deosebire de romi, au o reprezentare corespunzătoare raportat la numărul populației. În România sunt două minorități cu populație numeroasă, romii și maghiarii. Spre comparație, maghiarii au în actualul guvern un vicepremier și trei miniștri. Romii, care sunt cea mai numeroasă minoritate din România, nu au niciun ministru. Consider că suntem îndreptățiți să cerem premierului Ciucă înființarea unei instituții care să se ocupe de implementarea unor măsuri concrete de îmbunătățire a situației romilor din România, care să fie și bugetate, a adăugat Nicolae Păun. Liderul romilor din România afirmă că minoritatea romă are extrem de multe probleme, mai ales la nivel administrativ local, și că e nevoie de o abordare concretă pentru rezolvarea acestora. La sediul central al Asociației Partida Romilor Pro Europa am descoperit cu încântare în ce constă solidaritatea umană. Organizația de tineret a partidei, prin reprezentanții ei, a hotărât să dubleze încărcătura vizitei de lucru a doamnei ministru Gabriela Firea la Centrul Maternal Sfânta Maria și la Centrul de Primire în Regim de Urgență Cireșari, ambele având sediile în sectorul 5 al capitalei. Așadar, voluntarii Organizației de Tineret a Partidei Romilor Pro Europa au pornit spre beneficiarii centrelor, nu înainte ca domnul Bogdan Paraschiv, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, să ne explice în ce constă dubla acțiune. Avem o vizită de lucru în sectorul 5, la Direcția de Protecție a Copilului din sector. Avem două centre de vizitat.
Mergem în prima dată la centrul de zi Sfânta Maria, un complex, complexul de acolo, unde vom întâlni și vom sta de vorbă cu 6 mămici care sunt în risc de excluziune socială din cauza problemelor sociale pe care le întâmpină. Cele 6 mămici au 8 copii în total, cu vârste între 1 și 4 ani. Pentru fiecare am pregătit împreună cu organizația de tineret a Partidei Romilor să le bucurăm cu câteva cadouri ce au putut să ajute colegii mei de la organizația de tineret. Iar pentru o mămică îi facem o surpriză, ea tocmai a absolvit un curs de calificare în cadrul centrului. Și îi facem o surpriză pentru a-i facilita accesul pe piața muncii, iar doamna ministru îi va oferi o trusă profesională pentru manicură-pedicură. În partea cealaltă, la Cireșari, acolo sunt altfel de beneficii. La Cireșari vorbim de 21 de tineri, tineri până în 16 ani. Acolo îi vizităm pentru a le facilita, să spun așa, o educație non-formală, a nu se acomoda cu rigorile centrului, pentru că vorbim de un centru mai special, să spun. Și acolo le vom duce, alături de doamna ministru, le vom duce articole pentru sport, activități sportive, de la minci de volei, basket, rachete de badminton, până la jocuri de puzzle, nu mă supăra frate, pentru că este foarte popular în rândul tinerilor, activități care se țină conectați în jurul celor care au grijă în momentul acesta de ei, pentru că provin din medii în care ori au fost abandonați de familie, statul i-a luat sub protecție socială. Sunt până în 18 ani toți. Sunt până în 18 ani toți. Vorbim de tineri cu povești de viață triste, iar noi astăzi încercăm să îi bucurăm cu activitatea noastră. Oficialitățile sectorului 5, în frunte cu primarul interimar, domnul Constantin Ion Melnic și Ionuț Păun, președintele Organizației de Tineret a Partidei Romilor Pro Europa, au întâmpinat-o pe doamna ministru Gabriela Firea și au asistat la un microspectacol organizat de copiii din Complexul de Servicii Sociale Sfânta Maria. Eu sunt Gabriela. Cum te cheamă? Bia. Bia, păi ce nume frumos ai. Și tu? Și Bila. Mulță. Eu acasă. Frumoasă. Cum te cheamă? Alexandru. Alexandru, bravo. Da? Mă bucur. Cei mici, emoționați și încântați peste măsură, au reușit după prezentări să pună în scenă spectacolul pregătit. După un asemenea spectacol, evident, cei mici au fost premiați cu enciclopedii, cărți de colorat și dulciuri, iar doamna ministru a avut amabilitatea să ne spună câteva cuvinte. Întotdeauna sunt emoționată când mă aflu în preajma copiilor, mai ales a copiilor care provin din anumite zone vulnerabile și au nevoie de tot sprijinul nostru, nu doar din punct de vedere material, asigurarea infrastructurii educaționale, ci și din punct de vedere emoțional. De altfel, nu cred că poți să lucrezi în domeniul asistenței sociale dacă nu pui foarte mult suflet în ceea ce faci, pentru că există multe profesii pe acest pământ, dar atunci când trebuie să lucrezi cu seniori, cu copii sau cu persoane care au anumite afecțiuni medicale,
trebuie să pui mult, mult suflet. Și îi mulțumesc domnului secretar de stat Paraschiv că a venit cu această idee și m-a emoționat foarte mult vizita de astăzi din sectorul 5. Îi mulțumesc domnului primar interimar, de asemenea pentru tot suportul pe care îl dă Direcția Generală de Asistență Socială. În sectorul 5 sunt, din păcate, destul de multe familii cu probleme financiare, cu probleme sociale, multe cazuri, dar copiii nu mai sunt lăsați pe străzi. Asta este foarte important. Sunt de asemenea și familii cu probleme financiare și din comunitatea romă și trebuie să avem foarte mare grijă de aceștia pentru a se integra, pentru a nu fi sub nicio formă marginalizat sau stigmatizat, ci dimpotrivă să fie susținuți și ajutați. Și mă bucur că aici, la cele două centre, am întâlnit copii extrem de inteligenți și din comunitatea romă și alte confesiuni sau alte comunități, care învață foarte bine, care au fost premianți acum la sfârșitul anului școlar. Unii dintre ei sunt olimpici sau au hobby-uri foarte importante, foarte frumoase, care la un moment dat, din pasiune, se pot transforma chiar într-o profesie. Un gând bun de asemenea pentru toți cei aproape 47.000 de copii care se află în centrele de plasament sau la asistenții maternali din țara noastră. Ei sunt copii în grija statului, dar nu sunt copii ai nimănui. Acest lucru trebuie, asta trebuie să înțeleagă, da. Și să înțeleagă. Și am reușit, prin actuala guvernare, să majorăm toate sumele, între 40 și 60%, atât pentru alimentele necesare acestor copii, de asemenea pentru îmbrăcăminte, pentru rechizite și inclusiv majorarea sumei pentru asistenții maternali. Nu s-au mai majorat de mulți ani și era foarte mare nevoie, pentru că, așa cum vedeți, prețurile cresc peste tot și ar fi fost păcat ca, nu știu, calitatea vieților să scadă în această perioadă. Vizita de lucru a continuat la centrul de primire în regim de urgență Cireșari, unde alți beneficiari au fost încântați de prezența oficialităților, dar și de premiile oferite de organizația de tineret a Partidei Romilor Pro Europa. Avem oportunitatea de a fi alături de Ministerul Familiei, Tineretului și a Egalității de Șanse. Noi, organizația de tineret, venim în sprijinul copiilor, a tinerilor, să fim alături de ei și să îi sprijinim ori de câte ori avem ocazia. Doresc să mulțumesc doamnei ministru Firea pentru buna voință și pentru a fi alături de noi și cât și de tinerii din acest sector mai marginalizat. Este nevoie de sprijin în rândul tinerilor pentru că ei reprezintă viitorul și mai ales că au nevoie de atenție și noi încercăm să-i sprijinim atât prin fapte, cât și prin sprijin moral, ori de câte ori avem ocazia. Un zâmbet de copil, o lecție de viață pentru cei care spun că nu se poate face primăvară cu o floare, se poate face foarte mult când ești alături de cei care au nevoie la momentul potrivit. Asta s-a întâmplat și astăzi, când reprezentanții Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, împreună cu Organizația de Tineret a Partidei Romilor Pro Europa, și-au propus să îmbunătățească viața beneficiarilor Centrului Maternal Sfânta Maria și a celor din Centrul de Primire în regim de urgență Cireșari. Și iată că au reușit! Conferința de reorganizare și informare a Consiliului Consultativ al Agenției Naționale pentru Romi a avut loc la Sinaia, după o perioadă îndelungată de amânări, dată fiind situația epidemiologică de la nivel global. La întâlnirea de lucru au participat o serie de organizații rome și reprezentanți ai societății civile rome. Cei prezenți la eveniment au fost invitați la un dialog sincer și constructiv, care să producă schimbări semnificative în beneficiul minorității rome. Personal, am vrut foarte, foarte mult să participe toți cei care sunt implicați în mișcarea romă, organizații mai mici sau mai mari, organizații mai active sau mai puțin active, oameni cu experiență și expertiză în incluziunea romilor, oameni care lucrează mai ales la nivelul local. Nu a fost deloc ușor să
aprobăm un document cu 14 instituții avizatoare și mă refer aici la strategia de îmbunătățire a situației romilor, documentul care ar fi trebuit să fie aprobat în 2021. Cei de la Comisia Europeană puneau presiune pe Guvernul României astfel încât documentul să fie aprobat. Nu a fost o muncă deloc ușoară și vreau să le mulțumesc colegilor mei de la Politici Publice și celorlalți pentru felul în care au reușit alături de mine să avem o formă cât mai aproape de ceea ce s-a lucrat. Pentru că această nouă strategie este rezultatul unei munci pe care a început-o colegul, îl cunoașteți cu toții, Daniel Rădulescu, fostul președinte, în 2017, în întâlniri de lucru la nivel local, la care mulți dintre dumneavoastră poate ați și participat. Nu mă feresc să o spun și asum lucrul ăsta public, foarte mult rasism instituționalizat la nivelul experților din cadrul ministerelor, unde am dus muncă de lămurire și a trebuit să negociem efectiv pe fiecare cuvânt din această strategie. Strategia nu este un document bătut în pui. Poate suporta modificări susținute de Agenția Națională pentru Rom, în măsura în care aceste modificări sunt argumentate și pot schimba în bine dinamica și felul în care această strategie trebuie să regăsească în primul rând la nivel local. Agenția Națională pentru Romi are un rol important, este acela de a evalua, de a monitoriza felul în care ministerele de linie pun în aplicare ceea ce au asumat. Cred că dinamica și felul în care organizațiile, începând cu cele care activează mai ales în plan local, felul în care vom reuși să comunicăm și să prioritizăm, astfel încât să punem puțină sau puțin mai multă presiune pe autoritățile, fie că vorbim de nivelul local, județean sau chiar central, depinde doar de noi. Înființarea unui muzeu dedicat culturii și istoriei romilor, dar și un teatru al romilor, au reprezentat alte două subiecte de însemnătate pe agenda discuțiilor. Este o zi importantă, mai ales că astăzi punem pe masă, în prezența câtorva zeci, poate sute, așteptăm să-i vedem prezenți în sala de conferință, romi care vin din foarte multe medii. Vorbim de societate civilă, organizații non-guvernamentale din foarte multe localități, cred că acoperim întreaga țară. Apoi vorbim despre reprezentanți din cadrul instituțiilor de stat, de la Agenția Națională pentru Romi, Ministerul Educației, iată, Ministerul Culturii. Sunt reprezentanți care vor discuta împreună despre oportunitatea aprobării strategiei de incluziune a cetățenilor români de etnie romă. Este o strategie a Guvernului României care vine să consfințească cadrul legal în care putem să lucrăm de data aceasta, pentru că strategia pentru o perioadă de 2 ani a stat cumva în suspans, nu a fost aprobată și ne-am raportat la strategia anterioară, dar iată că acum avem un cadru legal în care ne putem mișca în direcțiile pe care ni le dorim și vorbim despre educație, vorbim de sănătate, ocupare, non-discriminare, locuri de muncă, domenii foarte importante pentru noi toți, pentru că sunt problemele și, evident, soluțiile spre care ne îndreptăm în perioada următoare. Vreau să vă întreb dacă tot aici se va discuta și despre importanța apariției unui muzeu al istoriei și al culturii romilor. Îl avem pe agenda discuțiilor și identitatea este parte din tot ceea ce înseamnă constructul etnic, identitar al oricărei minorități, în cazul de față minoritatea romă. Este un muzeu atât de necesar, care va rămâne în istorie pentru generațiile viitoare, în așa fel încât cetățeanul de rând de astăzi și cel de mâine să poată să ia contact cu ceea ce suntem noi, cu trecutul nostru, cu istoria noastră și de ce nu câteva elemente din cultură, ceea ce ne definește până la urmă ca națiune romă. Am fost invitată aici la Sinaia. Agenția Națională pentru Romi organizează, după ce un timp nu s-a mai făcut, o reuniune a Consiliului Consultativ, unde asociația mea, Centrul Romilor Amare Romența, este membră. După timpul de pandemie și după alte probleme, iată că din nou ne reunim. Am speranța ca să ne putem consulta pentru politicile publice viitoare, mai ales că tocmai s-a aprobat strategia națională pentru incluziunea
romilor și considerăm că noi, Consiliul Consultativ, organizațiile noastre, cu experiența noastră, cu expertiza noastră, putem să dăm o mână de ajutor în implementare, în sensul să monitorizăm la rândul nostru din partea societății civile împreună cu Agenția Națională pentru Romi, să avem, sper eu, și un cuvânt de spus în metodele de implementare, să putem să facem presiune, că ăsta e rolul societății civile, asupra ministerelor, asupra autorităților și locale, bineînțeles, pentru că această strategie să devină o realitate, nu doar așa cum este în document, unde există lucruri noi, bune, există ideea de reconciliere istorică, de promovare a culturii, există problematica rasismului, ceea ce până acum în strategiile anterioare nu se regăseau aceste teme. Și fiindcă sunt teme dificile și pe care noi, organizațiile de romi, le-am tot adus în atenție, în atenția spațiului public și pentru care am muncit mulți ani și avem experiență, credem că putem să ajutăm în implementarea lor, în punerea lor în practică. O să vă mai adresez o întrebare legată de participarea dumneavoastră la prima ședință a grupului care vizează, nu, de la concept la materializare, Muzeul de Istorie și Cultură al Romilor. Aștept schimbări în acest grup, pentru că am propus o metodologie de lucru, n-am propus încă metodologia, ci doar ideea unei metodologii, unui regulament, pentru că îmi doresc să știu cum se vor lua deciziile în grup și cum vom lucra. Și sper ca odată cu această metodologie, acest regulament, să putem decide foarte mult și noi, experții romi, împreună cu experții neromi, și chiar voi propune extinderea grupului și la alte persoane, specialiști romi în domenii conexe, care pot fi de folos. Sper să se dezvolte așa cum îmi doresc acest grup de lucru și să fie în acord cu etica romanipenului, cu etica identității rome și să lucrăm pentru realizarea unui muzeu așa cum ni-l dorim. Vă propun să vorbim puțin despre acțiunea Centrului Național de Cultură al Romilor în cadrul Agenției Naționale pentru Romi, astăzi în cadrul conferinței. Cu ce o să veniți? Păi o să facem un scurt bilanț al activităților pe care le-am implementat anul acesta și anul trecut. Ne vom spune și țintele pentru toamnă, ca să zic așa, sezonul toamnă-iarnă. Și bineînțeles vom dialoga cu cei care au venit, pentru că din dialog se pot naște alte proiecte, alte activități pe care să le implementăm împreună cu organizațiile non-guvernamentale. Muzeul de Istorie și Cultură a Romilor este pe lista priorităților? Eu cred că trebuie să fie pe lista priorităților nu numai pentru ANR și CNCR, instituțiile din subordinea guvernului, ci pentru toată mișcarea romilor, pentru că ar fi un pas uriaș pentru romii din România, pentru cultura romilor și pentru memoria înaintașilor. Absolut. Muzeul Național de Cultură și Istoria Romilor, dacă se va înființa, noi sperăm că da, că de asta au și avut loc câteva întâlniri, va fi o realizare de excepție a mișcării romilor din România. Așadar, speranțe multe se leagă de Sinaia și de conferința de astăzi de aici. Speranțe multe și încrederea că de multe ori noi romii spunem că depindem de guvern, depindem de ceilalți. Eu cred că a venit timpul în care să ne asumăm răspunderea și cred că multe lucruri, măcar o parte dintre ele, depinde de noi. Dacă noi vom dori să facem și să fie mai mult și mai bine pentru romii din România, vom face. Dacă nu, ne vom plânge pe Facebook. Conferința de reorganizare și informare a Consiliului Consultativ al Agenției Naționale pentru Romi a constituit totodată și un cadru de exprimare a opiniilor pro și contra, dacă unii dintre invitați au salutat inițiativele și demersurile Agenției Naționale pentru Romi, alții nu au împărtășit aceeași viziune. Îmi pare rău că după 30 de ani nu există posibilitatea nici în rândul romilor, da, să schimbe paradigma în sensul în care la nivel global s-a resetat absolut totul, au o altă viziune despre viață, despre lucruri, despre absolut tot ce există pe pământul acesta, numai la noi perpetuăm în aceleași greșeli, motiv pentru care este logic să ni se întâmple ceea ce ni se întâmplă astăzi, de nu suntem băgați de seamă de autorități, de nu avem structuri puternice la nivel guvernamental, de nu avem resursă umană,
în care să putem să ne bazăm, nu avem instituții pentru care ar trebui să lucrăm. Ascult mai nou aici niște interviuri în care spune că s-au făcut niște propuneri guvernamentale către statul român de a înființa două noi instituții, Teatrul Rom și Muzeul Romilor. Nu vă supărați. Dacă asta avem noi nevoie, în contextul în care nimeni nu mai discută despre cultură, în contextul în care cultura romă este dărâmată în totalitate, da? Pentru că nu a avut... Scuzați-mă, n-ar fi totuși două puncte de sprijin vis-a-vis de ceea ce militați noastră? Absolut nimic. Și eu voi propune ce ar trebui să discutăm. În contextul în care suntem genia romă au atâtea probleme de educație, de locuri de muncă, pleacă oamenii în străinătate disperați, își pierd familie, se întâmplă atâtea lucruri urâte în etnia romă. Nu am ajuns la niciun punct de civilizație, nu de civilizație, de a evolua cât de cât, măcar într-un domeniu dintre toate cele. Nu a existat, nu există. Vă spun că sunt indignat de acest aspect. Și ca să dau o nouă soluție vis-a-vis de chestia noastră, nu cumva să pară că eu doar critic anumite lucruri și nu vin cu soluții, ar fi următorul aspect, și anume avem nevoie de centre de afaceri pentru romi. Avem nevoie de centre educaționale pentru romi. Avem nevoie de cu totul alte lucruri decât ceea ce se propune în momentul acesta. Drept pentru care prietenul nostru, domnul Iulian, ar trebui să ia în considerare aceste lucruri și să meargă pe segmentul acesta datorită faptului că astea pot avea beneficii în comunitate, pot contribui la evoluția atât copiilor cât și a romilor din comunitate, datorită faptului că majoritatea dintre ei sunt bogați și au nevoie astăzi de a-și dezvolta punctul ăsta de antreprenoriat, da? Și care ăsta aduce bunăstare și care rezolvă și problema educațională și locurilor de muncă și așa mai departe. Totuși, cu riscul de a vă supăra pe mine, vă întreb, aceste lucruri nu merg totuși împreună, adică educație, cultură și afaceri, lucrurile astea, adică nu sunt niște stâlpi până la urmă ai unei fundații puternice? Da, cu o condiție, să fie prioritizate. Corect. Ca ele trebuie să prioritizate. Și plecăm de la nevoie. Care este nevoia strigentă care noi avem nevoie astăzi? Avem nevoie neapărat să mergem să facem proiecte de legi pentru cultura romă în contextul în care noi avem alte priorități? Avem, și aici o să trec la o altă situație și anume la strategie. Da? Nu sunt mulțumit nici de lucrul ăsta. Îl felicităm pe Iulian Paraschiv că a obținut totuși aprobarea acestei strategii și care înțeleg că va fi și bugetată. Însă, aici avem o problemă cu implementarea. Ce resursă umană avem la nivel local, la nivel județean, la nivel local, pentru implementarea asta? Care sunt parteneriatele între organizațiile romilor de la nivel local cu autoritățile locale pentru ca ei să poată să implementeze strategie? Care sunt indicatorii reali care vor fi arătați de către ANR peste 4 ani de zile sau peste cât timp când se va termina această strategie? Care este resursa umană de implementare a strategiei? Cum se face monitorizarea și de către cine o face monitorizarea respectivă? Deci ne lovim de multe aspecte de genul acesta care, din punctul meu de vedere, arată dezamăgirea mea după 30 de ani, despre care vă spuneam puțin mai înainte și am încercat să o justific. Pe lângă faptul că am vorbit despre anumite probleme, am spus și de soluții. Da. Da? Și atunci avem o agenție națională pentru romi. Da? Avem câteva instituții. Toate aceste instituții ar trebui să fie puțin mai vizibile. Cum? Înconjurându-se de resursa umană care o are la nivel de rom, care e la rândul lor să facă parteneriate cu instituțiile și să devenim mai vocali în fața instituțiilor de stat. Nu mai avem altă soluție. Pe de o altă parte, să schimbăm strategia. Dacă 30 de ani nu a funcționat strategia, din punctul meu de vedere trebuie schimbat, veni cu ceva nou, hai să ne așezăm la masă să vedem cu ce putem să venim nou, atenție, care să fie adaptat la momentul resetării globale din România. Care să fie resetat la nevoile noastre, pentru că nu mai sunt nevoile noastre ca și acum 20 de ani, când toți erau romii săraci și veneam cu următoarele cerințe de la guvern. Dați-ne că suntem săraci. S-a terminat. Romii, din punct de vedere financiar, au evoluat, au plecat de afară. Și acum, ce putem să descoperim că au nevoie oamenii ăștia? Exact ce vă spuneam. Sunt mulți care vin de afară, au învățat anumite lucruri de acolo și au schimbat mentalitatea. Hai să adaptăm mentalitatea lor la nevoile actuale de azi. Da? Și așa cum vă spuneam,
cred, am spus asta de 15 ani, 17 ani de când sunt în Mișcarea Rom, antreprenoriatul este sursa de dezvoltare și de emancipare al oamenilor în general, nu neapărat al, nu numai asta. Putem vorbi de educație, putem vorbi de cultură, sunt de acord, dar am spus ca și sursă, dar toate astea nu vor funcționa niciodată dacă nu ai sursă de finanțare. În cele două zile de conferință, invitații au putut participa și la ateliere de lucru pe domeniile sectoriale ale strategiei de incluziune a cetățenilor români de etnie romă. Agenția Națională pentru Romi este deschisă la dialog cu toate organizațiile rome și pro-rome. Încercăm să ținem cont de ceea ce organizațiile vor pune pe masa de lucru. Avem o strategie de implementat și cred că ăsta e cel mai important lucru. Până acum discutam despre aprobare, iată că avem documentul programatic asumat la nivelul guvernului de cele 14 ministere de linie. Acum începe de fapt munca grea, munca reală în care încercăm ca strategia chiar să vină cu un input și să facem simțită prezența măsurilor în comunitățile cu romii. Ați văzut puncte de vedere diferite, avem o serie de organizații și nu vreau să înțeleagă că am chemat doar organizațiile de casă ale Partidei Romilor, nu. Agenția Națională pentru Romi a oferit un spațiu de dialog și creează spațiu de dialog pentru toate organizațiile rome, chiar și cei care ne critică, vrem să vină la aceeași masă cu noi, să-și pună punctul de vedere și dacă este unul argumentat, noi ca instituție guvernamentală să ținem cont de el atunci când dialogăm cu ministerele de linie. Avem deschidere din partea Secretariatului General al Guvernului, dar și al Cancelariei Primului Ministru. Alături de mine există o doamnă secretar de stat care va coordona procesul, Comitetul de Monitorizare și Evaluare a Măsurilor din Cadrul Strategic pentru Romi. Sunt optimist, dar fără să-mi pierd simțul realității, avem nevoie de niște priorități pe care să le împingem și pe care guvernul să le pună în practică prin intermediul ministerelor de linie. Îmi doresc tare mult ca acest Consiliu Consultativ să fie unul care să înglobeze cât mai multe organizații, cât mai multe voci din comunitățile locale cu romi, inclusiv ale comunităților tradiționale, să prioritizăm și să acționăm ca atare. Ați vorbit la un moment dat despre două proiecte dragi sufletului dumneavoastră, mă refer la Muzeul Istoriei și Culturii Romilor și Teatrul Romilor. Este vorba despre o responsabilitate ce revine Agenției Națională pentru Romi în cadrul unei alte hotărâri de guvern 539/2021, unde agenția are ca responsabilitate realizarea unui studiu de fezabilitate privind înființarea Muzeului Culturii Rome. Țin foarte mult la aceste două proiecte pentru că, dincolo de tot ceea ce există social, atunci când se vorbește despre minoritatea romă în România, se vorbește prin intermediul a două extreme. Una dintre extreme este cea în care discutăm despre sărăcie, fenomene anomice, gen infracționalitate și așa mai departe, așa cum media generală prezintă minoritatea romă, iar la cealaltă extremă, opulența. Ceea ce există la mijloc este foarte puțin vizibil. Acei oameni de succes, oameni din comunitate care au reușit, care au propriile afaceri, plătesc taxe și impozite statului român, avocați, medici, profesori, elitele, acei oameni cu care noi ne dorim să ieșim în față și să construim astfel încât perspectiva pe care minoritatea romă și felul în care minoritatea romă este înțeleasă în societatea românească în ansamblu să fie schimbată. Ori aceste lucruri se fac inclusiv prin intermediul instituțiilor de cultură. Un muzeu al romilor unde romii și neromii, mai ales neromii, să meargă și să viziteze, să înțeleagă aspecte din viața socioculturală a minorității rome, nu ar face decât ca această minoritate să fie cunoscută mai mult de către majoritar. De asemenea, Teatrul Rom, unde se pot exprima foarte multe perioade istorice din trecutul romilor, de asemenea, ne dorim ca această minoritate să devină atractivă. La acest moment, minoritatea romă este cea mai nepopulară minoritate din România și din Europa. Dacă ne dorim ca felul în care minoritatea romă este privită, trebuie să avem schimbări la nivel sistemic. Ori schimbările la nivel sistemic înseamnă că în școlile din România trebuie să se învețe despre felul în care minoritatea romă a trăit alături de poporul român, a luptat alături de poporul român, modelele din sânul comunității
Și trebuie să arătăm că minoritatea română este parte a societății românești fără doar și poate. Scopul principal al conferinței, acela de a consolida dialogul dintre societatea civilă romă și Guvernul României, în vederea eficientizării activității Agenției Naționale pentru Romi, a fost atins cu succes. Bun găsit, dragi prieteni! Suntem în plin proces de recenzare, recensământ, recenzarea populației și a locuințelor. Om cu om, casă cu casă, așa cum sună sloganul pe care l-a promovat Institutul Național de Statistică. Un proces care, cel puțin asta e părerea personală, nu ocupă un interes general la nivelul societății, poate sigur și pentru că sunt alte subiecte destul de importante sau chiar foarte importante, care ocupă primul plan în scena publică, războaie și alte evenimente importante și care ne afectează pe toți. Despre recensământ vom vorbi însă în această emisiune, în aceste calupuri de discuție pe care le vom purta astăzi, cu domnul Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică. Bine ați revenit, domnule Tudorel Andrei. Mulțumesc pentru invitație, ca de fiecare dată. Și cu domnul Cătălin Manea, deputat al minorității rome în Parlamentul României. Fiți binevenit, domnule deputat. Bună ziua, bine v-am găsit. Aș începe cu o întrebare adresată și dumneavoastră, domnule președinte, și dumneavoastră. Domnule deputat, rezultatul prelungirii autorecenzării, am avut la un moment dat o discuție înainte de expirarea, să zicem, acestei prelungiri, erați foarte încântat, domnule președinte, că s-a depășit cumva previziunea autorecenzării, previziunea pe care o făcuseră dumneavoastră, s-a ajunsese undeva la 40%, dacă nu mă înșel. Cum au stat lucrurile după cele două săptămâni cu care s-a prelungit acest proces al autorecenzării? Ce rezultate au reieșit? Într-adevăr, a fost o experiență extraordinară. A fost cu mult peste așteptările noastre participarea populației la recenzarea online și văzând interesul, văzând cozile pe care le aveam la punctele de autorecenzare, într-un fel am fost obligați să venim și să prelungim perioada de autorizare. În ultimile zile, în ultimile două zile, s-au atins niște valori greu de anticipat, peste 460.000 de chestionare încărcate în sistem. În aceste condiții, într-o perioadă foarte scurtă, în decursul unei singure zile, am găsit tot concursul domnului ministru Bode, care este președintele CCRPL, pentru a asigura prelungirea pe încă două săptămâni. Surpriza a fost una plăcută, întrucât participarea a fost una consistentă și am înregistrat o creștere de încă 8% la partea de autorecenzare a populației. În plus, mai există un număr consistent de chestionare referitoare la locuințele secundare neocupate. Deci asta ne arată că dacă oferim populației un instrument modern, un instrument pe care îl așteaptă pentru culegerea datelor, răspunsul este unul pozitiv. Cum au stat lucrurile în situația comunităților de rom, domnule deputat? Din datele pe care le aveți, Partida Romilor a fost foarte implicată și este implicată încă în acest proces al recenzării populației și locuințelor. Noi am fost implicați încă de la debutul recensământului populației și locuințelor prin campania derulată de noi la nivel național Asumă-ți identitatea. Am reușit să fim prezenți în foarte multe localități din România. Sigur că în cazul nostru al romilor rata de autorecenzare nu a fost atât de ridicată ca și în cazul populației majoritare și evident că înțelegem și condițiile sau motivele pentru care nu am avut un număr foarte ridicat de cetățeni care să fie apelat la acest instrument, cu toate că, sigur, exista la nivelul fiecărui UAT acel punct de autorecenzare asistat. Per ansamblu, perioada de autorecenzare, și spun lucrul acesta și în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Comunicare și Transparență privind recensământul, a fost un succes.
În raport cu numărul, în primul rând, persoanelor care au putut completa cele două chestionare, evident în raport și cu numărul chestionarelor la finalul perioadei de autorecenzare validate, care este un număr foarte mare de peste 9 milioane, și nu în cele din urmă și în raport cu ținta inițială pe care Institutul Național de Statistică o stabilise pentru procentul persoanelor care urmau să se autorecenzeze. Deci, practic, din cele trei perspective, autorecenzarea a fost un succes. 9 milioane de cetățeni ai acestei țări au apelat la acest instrument modern, la această tehnică extrem de facilă și poate toate aceste plusuri ar trebui, în opinia mea, corelate și cu economiile pe care statul român, guvernul României le-a făcut, în ideea în care dacă cetățenii nu s-ar fi autorecenzat, cineva ar fi trebuit să-i viziteze la domiciliu. Acel cineva nu putea fi nimeni altcineva decât un recenzor care trebuie plătit. Ori gândiți-vă că la un calcul simplu sau la un calcul pe care l-am mai discutat cu domnul președinte, statul român a făcut o economie de peste 50 de milioane de lei noi. Cu o economie cu deloc neglijabilă, sigur. Cu acest sistem de autorecenzare, adică aproximativ 10 milioane de euro. Dar revenind și apoi vom continua discuția noastră, vom merge la chestiunea generală. Revenind la romi, acele două săptămâni de prelungire până pe data de 27 mai a procesului de autorecenzare a influențat în vreun fel numărul romilor care puteau să se autorecenzeze? N-aș putea să vă dau astfel de date, de informații, pentru că, spun eu, așa este gândită platforma, din păcate nu avem acces la informații intermediare. Eu cred că ar fi fost util să fi avut acces la informații intermediare, cel puțin la finalul perioadei de autorecenzare, nu ca, eu știu, ca și date generale. Concrete. De pildă, știm că avem peste 9 milioane de oameni de cetățeni cu chestionare validate. Ne-ar fi interesat și din perspectiva etnică și din perspectiva religioasă, câți aparțin unei etnii, câți alte etnii. Nu avem aceste date. Aceste date, așa a fost construită platforma, vor putea fi accesate la finalul recensământului. Vor fi niște studii sociologice foarte interesante începând cu luna decembrie, atât în perioada, privind calitatea datelor culese în online, pe raport cu etnia, în raport cu mediul de proveniență, cu caracteristicile socioculturale. Pe județe. Probabil e primul studiu de o asemenea natură și rezultatele probabil vor fi foarte interesante pentru dezvoltarea unor politici la nivelul comunităților. Eu n-aș fi atât de pesimist că nu avem autorecenzare la nivelul colectivităților de etnie romă. Vom vedea la sfârșitul acestei perioade dacă a existat o activitate de convingere de autorecenzare a acestei populații în această perioadă. Eu cunosc tot ce ați făcut în această perioadă, ați vizitat toată țara, cred că sunteți una din persoanele cele mai implicate în promovarea recensământului, de ce nu numai pentru etnia romă, ci pentru toate etniile, întrucât orice promovare nu te duci numai pe o etnie, te duci și dai o informație pentru absolut toate etniile. Și e benefic întregului proces. În acord total și cu unul dintre sloganurile noastre, ne asumăm etnia romă, limba și religia. Adică cele trei caracteristici care nu pot fi cuantificate, culese din alte surse decât de la cetățean. Adică prin participarea fiecărui cetățean. Alminteri, nu pot spune că sunt pesimist, sunt un pic mai rezervat față de numărul persoanelor de etnie romă care s-au autorecenzat. Dar recensământul, e bine ca toată populația țării să înțeleagă că recensământul populației și locuințelor nu reprezintă o banală, numărare a oamenilor. Adică nu despre asta vorbim.
proces cu repercusiuni pe termen lung. Nu, Institutul Național de Statistică ar fi putut să facă lucrul acesta foarte ușor. Nu despre asta este recensământul populației. Prin intermediul celor două chestionare care se aplică, culegem o serie de date și de informații care ne ajută să conturăm o imagine foarte clară sau înspre foarte clară a realității din România. A realității din perspectiva demografică, a realității din perspectiva condițiilor de locuit, a realității din perspectiva migrației și a populației rezidente și după domiciliu și nu în cele din urmă o perspectivă a nevoilor, să spunem, de la nivelul fiecărei localități. Pe baza acestor date, așa cum am mai spus-o și eu și domnul președinte... Și bine să repetăm aceste lucruri. Nu, pe baza acestor date, sau mai bine spus, doar pe baza acestor date culese prin intermediul recensământului, Guvernul României, administrația publică locală, noi, ca for legislativ, Parlamentul României, vom putea elabora și vom putea îmbunătăți cadrul legislativ. Guvernul, după caz, va putea elabora în cunoștință de cauză și pe baza acestor informații o serie de programe, de politici publice, de dezvoltare locală, regională. Adică nu merge și nu mai putem continua să folosim tot felul de informații abstracte. Cât suntem? Nu știm exact, dar credem cam atâți. Cu ce probleme concrete se confruntă localitatea Fundulea? Dom'le, nu știm, au probleme cu accesul la infrastructura de bază sau nu este rețeaua de canalizare sau de energie electrică. Nu, de data aceasta vom ști exact care sunt problemele. Cu condiția ca oamenii într-adevăr să participe și să dea informațiile foarte clare. Acesta este apelul meu către toți cetățenii în general și în particular către romii noștri din toată țara să participe la acest recensământ, să deschidă ușa recenzorilor pentru că vor fi vizitați, dacă n-au fost până acum încă vizitați, vor fi vizitați până data de 17 iulie la domiciliu și să înțeleagă că participând la acest recensământ, pe de o parte ne îndeplinim o datorie civică față de țară, față de România, pe de altă parte este în interesul nostru particular să semnalăm toate aceste probleme, toate aceste nevoi care s-au tot amplificat. Dacă vrem să fie rezolvat. Dacă vrem să găsim o rezolvare în viitorul apropiat. Absolut de acord cu asta. Și mai e ceva, vă rog, nu este o acțiune voluntară, ci este o acțiune obligatorie conform legislației naționale, legislației europene. Faptul că recensământul este o acțiune importantă, aceasta este obligativitate la nivel european. Deci toate țările europene și nu numai țările europene, toate țările la nivel mondial desfășoară o asemenea acțiune. Ceea ce facem noi în această perioadă desfășoară și statul german, în aceeași, în toamnă, Ungaria desfășoară recensământul, iar alte țări au desfășurat această acțiune pe parcursul... Sigur, pentru noi ne interesează ce se întâmplă la noi până una alta. Cum se desfășoară în acest moment procesul acesta, domnule președinte? Ce probleme apar? Sunt destui recenzori? Înțeleg că e un număr mai mic de recenzori care nu acoperă toate nevoile, nu acoperă toată activitatea necesară a acestui proces. Să discutăm un pic despre aceste la lucruri. La nivelul localităților mici, eu sunt optimist că vom avea o recenzare completă a populației până la 17 iulie. Există în acest moment unele probleme cu privire la asigurarea recenzorilor la nivelul orașelor mari. București, Timișoara, Iași. Nu a fost prevăzut un număr suficient de recenzori? A fost prevăzut un număr suficient, dar din păcate... cel puțin la această dată avem un deficit de recenzori din diverse motive. Situația pare puțin paradoxală, mai ales că sunt venituri pe care le pot obține persoanele care realizează activitate de recenzor. În plus, sunt activități care sunt permise și funcționarilor publici, altor categorii de lucrători care aveau interdicție prin lege să desfășoare asemenea activități. Pentru mine e o surpriză total neplăcută că nu există o participare largă din partea studenților.
Eu mă așteptam ca studenții să participe la această acțiune foarte importantă, atât pentru veniturile care le pot obține, dar și pentru experiența pe mai care... Mai ales studenții de la facultățile de profil, cu profil legat de această exact. Chestiune. Nu neapărat, dar că puteau ușor și, să sigur, participe toți ceilalți studenți. Dar mă refer la ei că aveau un interes și profesional, să zic. Exact, dar eu sunt optimist că în perioada următoare, cu ajutorul primarilor, întrucât primarii au o obligație prin lege să asigure recenzorii pentru desfășurarea acestei acțiuni, vom duce la bun sfârșit și vom putea spune la sfârșitul perioadei de recenzare că avem exhaustivitate în culegerea datelor. Deci acolo unde există deficit de recenzori, ca să înțeleagă asta toți telespectatorii, exact că ne referim sau nu știu, ne referim să spunem la municipiul București sau doar la un sector de pe raza municipiului București sau după caz ne referim la o localitate din mediul rural și în prezent, din 5 recenzori care inițial au fost stabiliți pentru sectoarele de recenzare, să spunem că în prezent avem doar 2 sau doar 3, cel care dorește, persoana care dorește să devină recenzor și evident care îndeplinește și condițiile stabilite de lege pentru a putea deveni recenzor, trebuie să meargă la primărie, iar primarul, asta spune foarte bine domnul președinte al Institutului Național de Statistică, iar primarului nu-i rămâne nimic altceva de făcut decât să încheie contractul de prestări servicii pentru a putea fi recenzor, evident, după o pregătire și o instruire a Direcției Județene de Stat. E un proces rapid câteva ăsta. Câteva condiții, domnule președinte. Deci în acest moment există posibilitatea ca oamenii care doresc să devină recenzori să meargă la primărie și să spună, domnule, vreau să fiu recenzor. Care sunt aceste câteva condiții? Nu sunt restrictive. În primul rând, trebuie să aibă capacitatea de a utiliza o tabletă, ceea ce înseamnă un lucru foarte simplu. Colegii mei din Direcție Teritoriale de Statistică, pe parcursul a cel mult 2 zile, poate să le asigure instruirea și pot desfășura o activitate de foarte bună calitate. O altă condiție este să aibă capacitatea de a avea un dialog plăcut cu persoana care trebuie să completeze aceste chestionare. Este una din condițiile foarte... Sigur, aici mergem pe baza declarației propriei persoane, că nu exact poate fi verificată. Să aibă liceu, sunt câteva condiții minimale. Deci nu sunt condiții restrictive, în plus funcționarii publici pot participa la o asemenea acțiune și pot câștiga venituri consistente. Vreau să mă întreb dacă se poate spune public, ce bani ar putea câștiga oamenii? Păi normal că se poate spune public. Faceți un calcul simplu, între 7 și 10 lei chestionarul, depinde dacă e de persoană sau depinde dacă e și de persoană și de clădire, înmulțit cu 500 de persoane, este foarte simplu. De 7-10 lei pe chestionar, 7-10 lei pe chestionar, aproape 5.000 de lei, 10.000 de lei, deci până la 10.000 de lei și chiar și peste 10.000 de lei, depinde de activitatea care o desfășoară. Să știți că în perioada de online sunt recenzori care au câștigat peste 15.000 de lei pe parcursul a 2 luni de muncă. Dar au muncit de dimineața până seara, au realizat o activitate de bună calitate și au luat un salariu, pot să spun așa, un venit consistent într-o perioadă scurtă de timp. Și au făcut activitatea și au desfășurat activitatea în primul rând cu bună credință. Exact. Și determinați, cu seriozitate și determinați de importanța acestui demers național. Aș vrea să vă întreb, domnule deputat, și apoi vom lua o scurtă pauză, după care continuăm, revenim cu discuțiile noastre, dacă sunteți mulțumit de activitatea recenzorilor pe care Partida Romilor, să zicem, i-a numit sau care au fost propuși din partea Partidei Romilor. Noi suntem foarte mulțumiți de activitatea recenzorilor. Nu i-am numit noi. Noi încă de la începutul acestui proces național de o importanță crucială numit Recensământul Populației și Locuințelor, am încheiat un acord de parteneriat cu Institutul Național de Statistică, Partida Romilor, și printre o serie de alte obiective foarte clare ne-am asumat să identificăm cumva la nivelul comunităților de romi, să identificăm acele persoane care ar putea să devină recenzori, bineînțeles îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege pentru a putea presta.
Și știu că această e muncă. Un paradox, iertați-mă, e un paradox dacă atunci mulți dintre recenzori n-au fost acceptați de către primării. Iată că acum ne aici vreau situația să ajung. În care avem nevoie de recenzori, recenzori care atunci au fost refuzați. Inițial, în tabelul centralizator la care am lucrat împreună cu colegii de la Partida Romilor, aveam undeva peste 630 de recenzori în tot atâtea localități. Adică din cele aproximativ 3200 de localități câte sunt în România, noi identificasem în peste 600 persoane care îndeplineau toate condițiile legale, care și-au întocmit dosarul de candidatură și care și-au depus dosarul la primărie pentru a putea fi recrutate ca și recenzori. Din cele 600 de persoane, puțin peste 200 au fost recrutate, marea majoritate au fost refuzate de către primari. Aici nu este de vină INS-ul sau Direcția Județeană de Statistică, pentru că subliniez responsabilitatea recrutării și încheierii finale a contractului cu recenzorul, i-a aparținut și aparține potrivit legii primarului. Mulți dintre primari nu i-au primit, iar acum, cum bine precizează domnul acesta, președinte, dau din coate că au nevoie de recenzori. Vreau foarte să... bine să-i reprimească, să poată să-și desfășoare activitatea. Să ne oprim, să vă țineți ideea, pentru că vom continua exact de aici la dumneavoastră. O scurtă pauză și revenim, dragi prieteni. Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre recensământ, despre acest proces în care suntem în acest moment, în care România este implicată, și vorbeam ceva mai devreme în discuția pe care o purtăm cu domnul președinte Tudorel Andrei și cu domnul președinte al Institutului Național de Statistică și cu domnul Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României. Vorbeam despre recenzori, despre situația paradoxală la care s-a ajuns și mă întorc către dumneavoastră, domnule deputat, în care foarte mulți dintre recenzorii pe care Partida Romilor i-a propus către primării, către autoritățile locale, au fost respinși din motive de multe ori inexplicabile subiective. Asta o știți mai bine. Și am ajuns, iată, în situația în care nu este suficient numărul actual de recenzori și mai este nevoie, și domnul președinte făcea apel ceva mai devreme în prima parte a discuției noastre, către oamenii care doresc să devină recenzori și vor câștiga și bani frumoși, înțeleg din acest lucru, să meargă la primărie și să vadă care sunt condițiile. Noi am tratat cu maximă seriozitate, cu maximă responsabilitate importanța acestui recensământ. Partida Romilor, ca organizație națională și cu reprezentare în structurile administrației publice locale și centrale, a făcut la rândul său toate demersurile instituționale pentru ca în comunitățile de rom din țară să avem recenzori care provin din cadrul etniei noastre și care să meargă efectiv pe teren și să contribuie la bunul mers și la participarea unui număr cât mai mare de etnici rom. Și chiar dacă repetăm acest lucru, vă rog să mai spunem o dată, ați propus un număr de 600 peste 600 de persoane au îndeplinit criteriile prevăzute de lege. Peste 600 de persoane din rândul etniei noastre și-au depus dosarele la primărie, așa cum prevedea de altfel legea. Ulterior au fost instruite și evaluate de către direcțiile județene de statistică la nivelul fiecărui județ, iar în ultimă fază, ca și proces firesc, trebuia să fi fost cumva angajate, da, recrutate de către primar pentru a putea desfășura activitatea de recenzori. Și n-au fost decât 200 din cele 600 de persoane, asta vă spuneam mai devreme, au fost acceptate puțin peste 200 de recenzori din cadrul etniei rome, iar în prezent, cum bine sublinia de altfel și președintele INS-ului, avem o nevoie mare de recenzori, există, ne confruntăm cu un deficit de recenzori atât la nivelul marilor orașe cât și la nivelul comunelor. Timpul care ne-a mai rămas până la finalizarea recensământului respectiv, până în data de 17 iulie, nu ne mai ajută foarte mult, dar este extrem de important și acesta este mesajul pe care îl transmit către primarii localităților din România, chiar către
coetnicii mei să dea curs acestui proces numit recensământul populației și locuințelor, să meargă la primărie, primarii să manifeste cum este firesc până la urmă o deschidere naturală, fiind vorba de un demers național, da? Și să recruteze recenzori și din cadrul etniei noastre, dar și recenzori acolo unde mai au nevoie. Prin campania Asumă-ți identitatea, noi, repet, am fost prezenți în marea majoritate a comunităților de rom. Și noi am reflectat de multe ori în emisiunea noastră activitățile și acțiunile Partidei Romilor în această campanie Asumă-ți identitatea. Încă de la începutul recensământului, exact, da? Exact. Și, dar aveți acolo un pliant. Acesta este un pliant în care, realizat de organizația noastră, aici explicăm foarte clar care sunt avantajele fiecarei persoane în condițiile în care participă la recensământ și particularitățile, spun eu, minorității noastre, minorității rome, de ce este important să ne declarăm etnia, de ce este important să ne declarăm limba maternă, de ce este important să ne asumăm apartenența religioasă. Nu mai reiau ceea ce a spus mai devreme domnul Tudorel Andrei, dar ca o concluzie, aș spune că primarii trebuie să fie din ce în ce mai conștienți, să înțeleagă că o populație subestimată, oficial, a localității pe care o păstorește, denotă în primul rând un buget mai mic. Atunci când se alcătuiesc bugetele locale, primul indicator de care se ține cont este numărul populației. Nu poți să aloci un buget sau același buget pentru o comună care are 500 de locuitori cu o comună care are 2800 de locuitori. Și sigur, nevoi diferite și, și probleme. Și în condițiile în care primarii vor avea pe raza respectivei localități persoane care nu sunt recenzate. Chiar dacă, iată, domnul președinte spune, domnule, completăm din surse administrative, că avem mai multe baze de date, da? Dar totuși... Cât corespund acele baze de date cu realitatea. Nu, pot apărea niște erori. Să nu uităm că nu putem completa absolut nimic pe cele trei caracteristici. Etnia, limba și religia. Exact, asta. Ceea exact. Ce este, și mai e o altă miză foarte importantă a recensământului, nu numai pentru primar, ci pentru fiecare cetățean. Începând cu 2024, avem obligația să calculăm populația rezidentă a fiecărei localități an de an. Până acum, calculam populația rezidentă a localității o dată la 10 ani. Pentru că era la o recensământ. Mobilitate mai mică, acum e mobilitate nu, foarte mare. Dar este obligația la nivel european ca fiecare localitate să aibă estimată populația rezidentă în fiecare an. Până acum, noi calculam populația după domiciliu, care este mai mare, în cele mai multe cazuri, decât populația rezidentă. Ori, având calculată populația după reședință, nu mai e valabilă populația după domiciliu în foarte repartizarea de fonduri. Foarte pentru important. Că țin seama de cei care trăiesc și nu țin seama de cei care au adresa. Act administrativ. Da. E posibil ca cel care are adresa să stea, parte, să stea de fapt, 5 ani, de 10 ani, de 20 în de Anglia, ani, în Italia. Într-o altă localitate. Sau să aibă o casă de vacanță exact. Acolo, sau mai știu, da. Noi suntem interesați din cel puțin două motive. Unu, ceea ce înseamnă recensământ, structuri etnice, structuri pe grupe de vârstă, după alte caracteristici, dar să venim să replicăm această populație an de an. Ori, în afară de primar, foarte important sunt formatorii de opinie. Ca să ajungi să ai o declarație din partea unei persoane, în primul rând trebuie să ai contact cu persoana respectivă. Lucru pe care îl facem noi. Și să-i deschizi sufletul să vină să-ți răspundă. Și aici necesitatea recenzului exact. Român, comunitatea de romi. Iată importanța. Eu aș vrea să subliniez interesul care a existat din partea etniei rome, din partea etniei maghiare, în asigurarea recenzorilor la nivelul localităților dacă îmi permiteți, cu un număr mare de etnici. Am sentimentul că aceste minorități, minoritatea romă pe care o cunosc în mod direct și minoritatea maghiară, cum ziceți, sunt mai interesate decât guvernul României să reiasă datele cât mai exacte. Vorbim de implicarea directă. Să știți că e o acțiune într-un fel și tehnică. Institutele de statistică sunt institute independente din punct de vedere profesional. Și atunci o implicare politică ar putea să ducă
imaginea într-o altă zonă. Eu n-aș vrea să se confunde recensământul cu referendumul. Sunt două acțiuni total diferite care nu au aceeași implicare din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punct de vedere cum vreți dumneavoastră. De altă parte, revenind la ce spunea domnul deputat mai devreme cu acele completări din datele administrative, nu știu cât ar fi de posibil în condițiile în care toți oamenii, dar absolut toți oamenii trebuie recenzați, este o obligația lor să participe la acest recensământ. Ce pot să vă spun? De ce să completez din date administrative? Ce pot să vă spun? Noi avem obligația profesională și morală să venim să depunem toate eforturile, să venim să dezvoltăm toate energiile, să punem în această ecuație instituții publice, ONG-uri, tot ceea ce înseamnă societatea civilă, să avem o exhaustivitate a recenzării populației. Din acest motiv a existat toată această campanie, din acest motiv au existat foarte multe vizite în teritoriu. Eu aș vrea să apreciez activitatea colegilor din județe, aș vrea să apreciez într-un fel, nu neapărat voluntariatul, dar imaginea bună dezvoltată de mass media în toată această perioadă, că s-a înțeles că este o acțiune de prim ordin a statului român. Ceea ce obținem acum nu sunt cifre abstracte, ci sunt lucruri concrete, ceea ce spunea și domnul deputat. Ceea ce calculăm acum va avea implicații în finanțările de peste un an, de peste 2 ani, de peste 5 ani și așa, și așa mai departe. Să nu uităm ceea ce înseamnă PNRR se dezvoltă și pornind de la populația rezidentă a fiecarei localități, a fiecărui județ și la nivel național. Am înțeles. Renuiesc apelul către dumneavoastră, cei care doriți să fiți recenzori, este nevoie de recenzori în această perioadă, încă mai este timp, aveți timp destul, sunt și bani pe care îi puteți câștiga, puteți merge la primărie și acolo aflați condițiile pe care trebuie să le îndepliniți și veți putea deveni recenzori. Între 7 și 10 lei pe chestionar, aceasta este suma pe care o veți primi, veți face multe chestionare, va fi mult mai bine. Domnule deputat, vă rog. Chestiona pe o persoană. Pe o persoană, că, scuzați-mă, dar e bine un chestionar poate să aibă familia, sigur că da. Întreaga gospodărie. Dacă există 10 persoane, înmulțiți cu 7 sau cu 10 și veți obține dintr-un interviu, eu zic, o sumă consistentă. Mulțumesc pentru precizare. Domnul deputat, doar înțeleg, la o gospodărie, să spunem așa. Înțeleg că au fost anumite probleme până acum, anumiți recenzori nu au putut pătrunde în comunitățile de rom, ori au fost respinși. Cum comentăm aceste lucruri sau cum le rezolvăm? Nu. Aș spune mai curând că o parte a populației nu este pe deplin informată, în ciuda eforturilor pe care, iată, Institutul Național de Statistică, noi ca organizație parteneră, Partida Romilor și multe alte persoane publice, chiar și din Consiliul Național de Comunicare și Transparență, în ciuda eforturilor pe care le-am tot făcut pe parcursul celor, iată, 3 luni și jumătate, da? Că diferența mare între acest recensământ și cel din anul 2011 este că recensământul acesta cu perioada de autorecenzare și cu perioada de culegere a datelor prin metoda interviului față în față se întinde pe 4 luni față de 10-11 zile cât am avut acum 11 ani. Deci am avut și timp suficient, am fost prezent și în spațiu public, am comunicat și totuși mai sunt încă persoane care nu înțeleg ce-i cu recensământ. Unele dintre ele fac confuzie, referendum, recensământ, altele sunt un pic mai rezervate în a-și furniza codul numeric personal, că practic acesta este principalul element care se prelucrează în cadrul recensământului și pe fondul neîncrederii sunt o serie de persoane care resping acest proces, dar eu sunt ferm convins că în următoarea perioadă și aceste persoane vor înțelege importanța recensământului, cu atât mai mult cu cât trebuie spus și nu face plăcere să spun acest lucru, dar există și o serie de sancțiuni. Și mă gândesc în cazul oamenilor care sunt extrem de necăjiți în perioada aceasta, de o bună perioadă. Când nu mai de... vor și să primească o sancțiune. Nu, domne, să fim serioși. Avem facturi la energie electrică și la gaze astronomice.
veniturile oamenilor, dacă nu au scăzut, cel puțin au stagnat, dar inflația a crescut, prețurile au crescut, deci viața este mai grea pentru fiecare dintre acești oameni. În plus, față de toate aceste nenorociri, le-aș numi, asta le mai trebuie oamenilor, să mai primească o amendă, o sancțiune și pentru faptul că nu au participat la recensământ. De acord. Mai ales că datele furnizate nu sunt unele sensibile, nu sunt date privind averea, nu sunt date privind veniturile și în plus informațiile nu sunt furnizate altor instituții la nivel individual. Nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla în statistica oficială niciodată un transfer acestor nu date. Nu se va da nume și prenume absolut și nu se vor niciodată face publice. Calculele nu sunt făcute decât la nivel global. Deci sunt agregate și numai în această formă sunt valorificate. Nicio instituție a statului român nu va primi datele la nivel individual. Pe de altă parte, dacă oamenii au participat la recensământul anterior și la celelalte anterioare, celui din 2011, și au oferit datele care exemplu le-au fost solicitate, cel mai bun. De ce nu le-ar da și acum? Pentru că, iată, nu li s-a întâmplat nimic exact. În toată această este perioadă. Este exemplu cel mai bun. Nu cred că există o persoană care să fi avut de suferit că a oferit datele la recensămintele trecute. Sigur nu că există. Da. Dacă există o asemenea persoană să... Domnule președinte, pe scurt aș vrea să discutăm aceste chestiuni, nu vreau să o analizăm foarte mult, dar a zis că mai e mult de lucru în București, în Iași și în Timișoara, chiar în Timișoara a zis că e foarte greu de lucru. Orașele, de ce se întâmplă în aceste orașe mari, raportat la celelalte zone unde oamenii a zis noastră că sunt mult mai receptivi și participativi? Să iau exemplu Bucureștiului. În București a fost o participare foarte largă în partea de online. Chiar dacă am atins aproape, am fost aproape de 50%, totuși să ai aproape 900.000 de persoane recenzate în online înseamnă foarte mult. Sigur că da. Mai există categoria cealaltă de persoane care fie n-au putut recurge la online sau poate n-au fost informați poate în această perioadă. Poate au fost foarte ocupați și oameni care au fost exact, foarte ocupați care au și fost... nu mai veneau seara la 10 noaptea să mai stea 20 de minute jumătate de oră să completeze exact. Un chestionar. În aceste condiții noi avem obligativitatea să-i vizităm și în perioada următoare recenzorii vor face toate eforturile pentru a intra în contact cu dânsii și pentru a obține aceste informații deci, printr-un interviu. Fiind orașe mai mari, probabil că oamenii sunt mult mai ocupați, sunt mult mai ocupați atunci exact. Asta ar fi una dintre cauze. E una din... Am înțeles. Vă rog, domnule, aș vrea să schimbăm un pic registrul. Da, mă uitam puțin în conținutul acestui pliant și, într-adevăr, mesajele specifice pentru etnia noastră, avantajele care sunt enumerate aici pentru etnicii romi în condițiile în care își declară apartenența la etnia romă, limba și religia sunt foarte mari. De ce spun lucrul acesta? Să dăm două exemple ca să înțeleagă oamenii concret. Avem așa, în primul rând, în educație, da, copiii noștri romi au dreptul să fie înscriși la grădiniță, în școala primară, la liceu, la școala profesională și în universități. Să nu uităm că avem pe locuri alocate, avem măsurile afirmative, da? Măsurile afirmative din educație, locuri distincte, dar nu numai. Este dreptul nostru, este un drept pe care îl garantează Constituția României cui? Persoanelor care aparțin minorităților naționale. De aceea este important să ne asumăm apartenența la etnie. Este la fel de important pentru a beneficia noi romii de a beneficia de acces la serviciile de sănătate. Gândiți-vă că toate persoanele au dreptul să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Toate persoanele care nu realizează venituri au dreptul la medicamente compensate. Chestiunea asta are și o dimensiune etnică. Un alt punct pentru care am spus că este important să ne asumăm apartenența la etnia romă este acela în sensul de a beneficia de sprijin pentru obținerea actelor de identitate și actelor de proprietate fie pe teren, fie pe locuință. Știm că această problemă este problemă, una sigur, de multă stringentă la noi și s-a tot amplificat în ultimii 30 de ani. Nu în cele din urmă, ne asumăm cu mândrie apartenența la etnia romă, am spus noi, pentru că în cele mai multe comunități din țară, în cele mai multe localități, comunitățile noastre de rom sunt cele mai numeroase și este foarte important să participăm la procesul de luare al deciziilor.
Este important ca minoritatea romă să poată să aibă în structurile decizionale, mă refer aici la Consiliul Local, la Consiliul Județean, să aibă proprii reprezentanți. Sigur că da. Este important ca romii să aibă reprezentanți în continuare în Parlamentul României, în Parlamentul European, în Guvernul României. Este un drept constituțional. Iar acești reprezentanți sunt și proporționali nu, cu numărul și poate, și de, poate de nu cetățeni, în ultimul rând, că tot vorbim de dimensiunea etnică și culturală, este important ca noi romii să ne asumăm apartenența etnică și pentru a putea pune presiune și pentru a putea contribui la înființarea instituțiilor culturale și de reprezentare ale romilor, precum Muzeul Național de Istorie și Cultură al Romilor din România, Teatrul Romilor exact din România, despre asta voiam să vorbim acum, Institutul de Cercetare al Robiei și al Holocaustului Romilor. Avem nevoie de partea de identitate etnică, avem nevoie de aceste ca un argument în plus, instituții, zicem, dincolo de celelalte argumente, de aceste instituții de reprezentare. În ce condiții putem obține tot ceea ce am enumerat eu? În condițiile în care ne asumăm conștient, cu mândrie, fără reticență, fără complexe, apartenența etnică, în cazul nostru apartenența la etnia romă, limba maternă și apartenența religioasă. Știm că mulți dintre etnicii romi aparțin cultelor neoprotestante, mulți sunt ortodoxi, dar foarte bine, fiecare are libertatea garantată sigur de Constituție da. Să-și asume și dimensiunea religioasă, cea în care crede și cea pe care o practică. Suntem la finalul de discuției noastre, pentru care vă mulțumesc. Un scurt mesaj către prietenii noștri care ne urmăresc în acest moment. Legat. Mesajul este că toți trebuie să avem încredere că toate datele de recensământ sunt în folosul comunității, în folosul nostru, și prin acest recensământ putem avea răspunsuri la foarte multe întrebări pe care ni le punem, iar răspunsurile vor fi în favoarea noastră, în favoarea românilor. Sunt de acord cu dumneavoastră și renuiesc și eu apelul de a se declara de etnie romă cetățenii care aparțin acestei etnii, în definitiv ce avem de pierdut, în definitiv de ce să nu fim mândri de ceea ce suntem. Revin la dumneavoastră, domnule deputat, în cele câteva minute, 5 minute care n-au mai rămas. Ați menționat ceva mai devreme despre Muzeul Romilor, Teatrul Romilor, acel institut pentru studierea robiei și a Holocaustului Romilor. Sunt inițiative legislative pe care dumneavoastră le-ați depus sau sunt în curs de... Nu, sunt proiecte legislative pe care le-am anunțat înainte să intru în mandat. Exact. Sunt asumate de mine, sunt asumate de mine și de Partida Romilor, de colegii din Partida Romilor. Este foarte important să înființăm această instituție culturală reprezentativă pentru minoritatea noastră prin lege și nu prin alt act normativ. Adică prin hotărâre de guvern, da, de exemplu. Deci prin lege. Nu cred că este un efort prea mare pentru statul român după 32 de ani de democrație de a contribui la înființarea unei astfel de instituții culturale, repet, reprezentative pentru minoritatea noastră. Și aici mă bucur, vă asigur că mă bucur de sprijinul colegilor mei parlamentari, deputați și senatori, alminteri inițiativa ar fi fost sortită eșecului, deci în scurt timp vom avea prin lege, conform propunerii legislative pe care am înaintat-o, primul muzeu de istorie și cultura romilor definiți din România. Definiți acest scurt timp, dacă îmi permiteți eu. În scurt timp înseamnă până la sfârșitul acestui an. De ce? Vedeți că a mai rămas foarte puțin din această sesiune parlamentară. Să intră în vacanța parlamentară, să reia activitatea parlamentară în cea de-a doua sesiune parlamentară, începând cu data de 1 septembrie. Și până la sfârșitul anului va exista muzeul vom avea acest muzeu și așa că nu trebuie să ne mai grăbim, am așteptat suficient. Până la sfârșitul anului vom avea muzeul, probabil până la sfârșitul primei sesiuni parlamentare de anul viitor vom avea Teatrul Romilor din România și probabil până la sfârșitul anului 2023 vom avea și acel institut pentru studierea robiei și Holocaustului Romilor. Eu cred că sunt inițiative extrem de importante, reprezentative absolut pentru noi. În plus, ce aș mai putea să adaug, că am depus deja un alt proiect de lege prin care vom interzice segregarea în școli
Iată, a copiilor pe criterii etnice. Am avut până în prezent un ordin al Ministrului Educației emis în anul 2018. Nu pot spune că a produs efecte, drept dovadă segregarea și fenomenul separării copiilor în școli, în bănci, în clase, în corpuri de clădire ale aceleiași unități de învățământ a crescut. Din păcate, avem și un studiu recent care ne relevă faptul că din cele peste 900 de unități școlare analizate, în peste 600 s-au identificat în mod concret cazuri de segregare etnică a copiilor romi și atunci n-am putut sta cu mâinile în sân. Am elaborat această inițiativă legislativă, modifică atât Ordonanța 137 privind sancționarea tuturor formelor de discriminare, cât și Legea Educației Naționale 1/2011. Este un proiect de lege care s-a bucurat, repet, și în cazul acesta de susținerea unui număr foarte mare de colegi deputați și senatori. Va trece de Camera Deputaților și putem spune până că la vacanță, acum nu că am mai făcut un pas important. Bine, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc, domnule președinte, Tudorel Andrei. Mulțumesc, domnule deputat Cătălin Manea. Să fie de bine, să meargă procesul recensământului înainte și să iasă rezultatele cât mai exacte pentru a beneficia toată lumea de aceste... Suntem optimiști și va fi de bine. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Cred că au fost informații interesante. Nu uitați, cine vrea să fie recenzor poate face această solicitare la primărie. Acolo veți afla toate datele. Nu sunt condiții grele de îndeplinit. În plus, puteți câștiga și niște bani, dacă este un obiectiv important acesta. Vă mulțumesc încă o dată. Rămâneți în continuare alături de emisiunea noastră pentru că aflați aspecte extrem de interesante din sânul acestei etnii fascinante. Credeți-mă, toate cele bune! În județul Vâlcea, echipa filialei județene a Partidei Romilor, condusă de președintele Alexandru Diamant, s-a deplasat în teritoriu derulând acțiuni în cadrul campaniei naționale Asumă-ți Identitatea. Au avut loc întâlniri cu romii din Vâlcea și acțiuni în comunitățile de romi din localitățile Lungești și Racoviță. În program au fost incluse sesiuni de informare a romilor privind importanța asumării etniei rome în cadrul recensământului populației și locuințelor, au avut loc momente artistice tradiționale, expresie a culturii și valorilor rome, dar și jocuri și concursuri pentru copiii romi. Alături de tinerii voluntari romi, președintele Alexandru Diamant a transmis romilor din comunitățile vizate mesajul organizației Partidei Romilor legat de responsabilitatea asumării etniei ca un demers ce răspunde nevoilor comunității și care oferă șansa la educație și o viață mai bună pentru viitoarele generații. În Ardeal, Partida Romilor, filiala județului Cluj, condusă de președintele Dragoș Roșianu, a organizat în teritoriu, în comunitatea de romi din localitatea Aghirescu, un eveniment cultural-educativ în cadrul campaniei naționale Asumă-ți Identitatea. Acțiunea a avut ca principal scop informarea comunității privind importanța asumării elementelor definitorii pentru păstrarea și perpetuarea identității etnice, precum limba maternă romanii, apartenența religioasă și etnia romă. Părinții au participat la o sesiune de informare, iar cei mici s-au bucurat de jocuri interactive, îndrumați de animatori și personaje de poveste, dar și de o serie de concursuri și ateliere de creație menite să stimuleze asumarea identității. Și în județul Brașov, echipa filialei județene a Partidei Romilor, coordonată de Ionuț Androne, continuă seria de activități în comunitate în cadrul campaniei naționale Asumă-ți Identitatea. O surpriză plăcută pentru membrii organizației a fost vizita în comuna Lisa, o localitate aflată la poalele munților, la marginea căruia o comunitate de aproximativ 1000 de romi au dezvoltat un cartier cunoscut sub numele Domneasca. Oamenii i-au primit cu multă bucurie pe voluntarii romi și, timp de peste o oră, au vorbit despre problemele cu care se confruntă comunitatea și soluțiile ce trebuie aplicate pentru a aduce o schimbare în traiul de zi cu zi. Astfel, oamenii au aflat de importanța asumării identității în cadrul recensământului populației și locuințelor și despre obligațiile lor privind primirea recenzorului și colaborarea pentru completarea fișelor de recensământ. La acțiune au participat și reprezentanții ai administrației locale, iar coordonatorul Partidei Romilor Brașov a purtat o discuție cu primarul din localitate în vederea recenzării corecte a cetățenilor rom din Lisa și rezolvării unor probleme stringente din comunitate. Peste 150 de copii au întâmpinat la Lisa pe reprezentanții Partidei Romilor, le-au cântat, au spus poezii, au primit premii și s-au bucurat să urmărească un spectacol de teatru comic pregătit de artiștii trupei Experiment 77.
Următorul popas făcut de echipa Partidei Romilor din Brașov a fost în comunitatea de romi de la Târlungeni, unde peste 100 de persoane au participat la evenimentul Asumă-ți identitatea, fii mândru că ești de etnie romă. În Târlungeni trăiesc peste 2000 de persoane de etnie romă, fapt recunoscut încă de la ultimul recensământ, în anul 2011, aici fiind înregistrați 2500 de romi care și-au asumat etnia. La eveniment au participat și liderii locali ai Partidei Romilor, Raela Brum și Andrei Andraș. Oamenii au participat cu mult entuziasm la acțiunea organizației Partida Romilor, având ca principal scop informarea și conștientizarea membrilor comunităților de romi cu privire la importanța asumării identității etnice în contextul recensământului populației și locuințelor. În cadrul acțiunii, o atenție deosebită a fost acordată copiilor veniți în număr mare, pentru care au fost special pregătite momente artistice deosebite, asigurate de artiștii trupei Experiment 77. Cei mici au participat la jocuri vesele, interactive, au cântat și s-au bucurat de o zi minunată de vacanță, iar la finalul evenimentului au primit premii, rechizite și cărți care să le folosească în următorul an școlar. Săptămâna trecută, echipa Partidei Romilor, filiala județului Constanța, condusă de președintele Dumitru Petrică, a continuat seria de activități în cadrul campaniei Asumă-ți identitatea, cu un eveniment cultural-educativ derulat în comuna Cuza Vodă, unde trăiește o numeroasă comunitate de romi. Părinții și copiii au participat la acțiunea menită să încurajeze afirmarea identității rome, solidaritatea și responsabilitatea civică. În cadrul evenimentului, reprezentanții Partidei Romilor au acordat o atenție specială copiilor care au beneficiat în plină vacanță de jocuri, baloane, transformări uimitoare cu ajutorul picturilor artizanale, dar și de un spectacol interactiv cu muzică, dans și momente de magie, susținut de îndrăgite personaje de poveste. Suntem mândri că suntem romi, da? Avem o campanie senzațională. Voi sunteți cei mai tari, da? Pentru voi, dragi copii, avem un spectacol de magie. Noi pictăm pe față cu Mini și Mickey face baloane pentru toți copiii astăzi, aici la Cuza Vodă, da? O acțiune de amploare cu o largă participare din partea comunității rome a avut loc și la Costești de Vale. În cadrul evenimentului Îmi asum identitatea, mândru că sunt rom, organizat de Partida Romilor, filiala județului Dâmbovița. Membrii echipei Partidei Romilor, condusă de președintele Tudorica Răducanu, alături de coordonatorul regional Andrei Ionescu, au vorbit oamenilor despre importanța asumării etniei la recensământ și au răspuns tuturor întrebărilor legate de vizita recenzorului și corectitudinea completării fișelor de recenzare. În același timp, copiii din comunitate au avut parte de numeroase surprize, binevenite la început de vacanță, au cântat și au dansat pe muzica artiștilor locali invitați, au participat la jocuri distractive în compania animatorilor profesioniști și au primit premii pentru îndemânarea lor. Sute de romi din comuna Filipeștii de Pădure s-au reunit la evenimentul în aer liber organizat de Partida Romilor, filiala Prahova, în satul Dițești. La acțiunea intitulată Asumă-ți identitatea, mândru că sunt rom, au participat reprezentanți ai organizației de tineret a Partidei Romilor Prahova, președintele organizației județene Ionel Margiolescu și liderul organizației locale a Partidei Romilor, Dorin Dumitrache. Într-un eveniment dedicat întregii familii, au fost amintite valorile și tradițiile etniei rome și responsabilitatea comunității pentru promovarea și transmiterea acestora prin perspectiva asumării identității. Pentru copii au fost pregătite o serie de surprize, între care un spațiu de joacă, o mașină de fabricat vată de zahăr, o atracție ce a strâns instant în jurul ei zeci de prichindei, dar și numeroase concursuri și jocuri interactive, coordonate de animatori profesioniști. De altfel, unii dintre elevii din comunitate au avut prilejul să-și demonstreze talentul în fața publicului. Deși vremea a fost capricioasă în cadrul acțiunii organizate de Partida Romilor la Dițești, participanții s-au bucurat de un concert susținut de îndrăgiți artiști locali și invitați speciali. Ne lipsească ceva.
Membrii Partidei Romilor au informat oamenii despre importanța asumării identității rome în fața recenzorului care îi vizitează acasă și despre efectele pe care participarea la recensământ le are asupra vieții fiecăruia și întregii comunități. Vreau să vă încurajez să vă declarați identitatea, să fim mândri că suntem romi, să fim mândri că avem copii buni. Primăria Comunei Filipești de Pădure nu poate să acceseze niște fonduri dacă dumneavoastră nu vă declarați. Avem la ora actuală 400 de declarații în comună, azi am văzut oficial. Aș vrea, noi suntem în jur de vreo 2000 și ceva aici, măcar 1000 și, ca să putem să tragem gaze, lumină. Am avut o discuție cu domnul primar azi și cu recenzorii, în care să vă împuternicească și să vă ajute să vă declarați etnia de care facem parte. În nordul țării, echipa Partidei Romilor din județul Bistrița-Năsăud a continuat acțiunile campaniei Asumă-ți identitatea cu un eveniment cultural intitulat Îmi asum identitatea, mândru că sunt rom, în comuna Budești. La eveniment a participat președintele echipei județene a Partidei Romilor, Romulus Pop, lideri ai organizației și membri ai echipei de tineret a Partidei Romilor, alături de primarul comunei Budești, Vasile Codrea. Aceștia au stat de vorbă cu localnicii, cărora li s-au alăturat și romi veniți și din localitățile Țagu și Țăgușoru și i-au informat despre desfășurarea ultimei etape a recensământului, derulat din casă în casă, despre oportunitatea primirii recenzorului și asumarea cu responsabilitate a identității etnice. După sesiunea informativă, părinții și copiii au urmărit un spectacol tradițional susținut de formația de dansuri țigănești, Floare de Salcâm. Muzica.